Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc! Dragii mei, astăzi este ziua de flori și la Gânduri cu Tâlc doar să vreau să vă transmit un sincer călduros la mulți ani tuturor celor care vă sărbătoriți ziua de nume. Indiferent că aveți nume de floare sau vă cheamă Florin, Florina, astăzi este ziua florilor și a stâlpărilor, a ramurilor, crengilor de finic, de copaci, cu care oamenii în mod triumfal l-au întâmpinat pe Mântuitorul în Ierusalim. O floare sunt și eu, mă cheamă Camelia și mă mai cheamă și Florina și eu îmi sărbătoresc ziua de nume. Dragilor, eu zic că sunt prilejuri, dar o zi de nume, o zi de naștere și toate zilele pe care noi le sărbătorim sau nu, pentru că am auzit prieteni care nu-și sărbătoresc niciun fel de zi sau niciun fel de eveniment, nu se sărbătoresc pe sine. Dragilor, e o mare greșeală, părerea mea. Zic că este un prilej frumos să ne onorăm pe noi, să ne prețuim, de ce nu, să facem această asociere între numele nostru, dacă este ziua onomastică, și Sfântul, al cărui nume îl purtăm, pentru că Duhul Sfântului respectiv ne însoțește în călătoria noastră vremelnică pe acest pământ, este ocrotitor, veghetor și ghid spiritual și este bine să facem această asociere. Tuturor vă doresc o zi minunată, să vă bucurați de oameni dragi, să vă bucurați de voi, de familia voastră, să petreceți frumos și să dea Domnul să avem parte de bine. La mulți ani, dragii mei!